Am venit aici într-un atelier foarte frumos de la Liceul Teoretic Dan Barbilian și deja vedem două eleve foarte harnice. Bună ziua, mă numesc Ceapata Luca Gabriela, de la clasa 10D și aici confecționez un brad dintr-o carte. Încercăm să reciclăm lucrurile pe care nu le mai folosim, să le putem duce spre vânzare în târgul nostru de Crăciun, ce se va ține mâine, miercuri, în 20 decembrie. Mulțumesc! Te rog, de asemenea. Bună ziua, eu sunt Mateiu Maria și sunt elevă la clasa 12-a de filologie și fac același lucru ca și prietena mea. Încercăm să facem un mic brăduț dintr-un manual de biologie pentru a folosi absolut toate lucrurile pe care le avem la îndemână și să facem ceva frumos. Mulțumesc! De ce ai ales să te implici în această activitate? Am ales să mă implic în această activitate deoarece este extrem de important să folosim materialele care nu mai pot fi folosite în activitatea didactică și cred că este o metodă foarte bună de a ne face relații și prietenii și cred că mă poate ajuta în viitor cu comunicarea. Îți mulțumesc și de asemenea o să te rog să ne spui. Păi, la fel cum a spus și colega mea, îmi place să folosesc lucrurile care nu se mai pot folosi în școală și să petrec mai mult timp cu colegii și profesorii din liceu. Minunat, mulțumesc frumos, nu o să vă mai dețin acum, vă doresc spor în continuare și abia așteptăm să vedem rezultatele și în cadrul târgului, o să fiu prezent și acolo până una alta. Observ că deja ați făcut niște lucruri minunate, am observat aceste cutiuțe deosebite și am remarcat cu câtă atenție le-ați lucrat. O mare bucurie să ne întâlnim cu un tânăr artist din Câmpul Lung, Mușcel. În primul rând, dăm voie, te rog să te felicit încă o dată și am o mare bucurie că pot să fac asta pentru o expoziție deosebită. A fost un moment extraordinar la Muzeul Municipal din Câmpul Lung Mușcel, la secția de istorie și iată, acum ne întâlnim aici la Liceul Teoretic Dan Barbilian. Așadar, Ionuț Fuscel, aici în pregătirea târgului de Crăciun. Mulțumesc mult pentru susținere și pentru așa. M-am alăturat grupului de didactic de profesori și elevi și vreau să contribui și eu cu ceva la să aduc în lumină bucuria Crăciunului și cu ocazia aceasta să confecționez ceva deosebit și unic din reciclare, din tot ce se găsește și tot ce aruncă lumea, noi să cumva să contribuim la arta aceasta de a pune în valoare lucrurile pe care mulți efectiv nu le pun în valoare. Și noi asta vrem să facem din tot ce e natural și tot ce chiar și din natură, cumva să le reîntregim, să facem ceva unic și frumos în spiritul Crăciunului. Mulțumesc mult! Să dăm astfel o nouă șansă la viață unor materiale din jurul nostru. Numele tău, te rog, și să-mi spui la ce lucrezi. Tunghiu Eduard și aici am lucrat la o decorațiune de Crăciun. Îți place activitatea aceasta? Da, a fost foarte frumoasă. Super, mulțumesc! Mă cheamă Ducean Alexandru și lucrez la o decorațiune de Crăciun și lipesc acest pahar de lemn acesta ca să dea frumos ornament. Mă numesc Andulescu Mihai și lucrez la o decorațiune de Crăciun pentru târgul de mâine. Cristina Păslaru, profesor de limba română, dar și diriginte la clasa 9A. Și nu numai, consider că un profesor este și un psiholog, este și un terapeut de suflete, este o bucurie pentru copiii pe care îi îndrumă și îi place să diversifice activitățile, să împletească spiritul Crăciunului cu utilitatea învățării și cu harul care nu trebuie să ne părăsească nicicum. Și am remarcat că pe tablă scrie că bucuria este hrana sufletului și cred că este foarte multă bucurie aici împreună cu elevii dumneavoastră. Așa ne-am dori, să fie bucurie în sufletele fiecărui om, mai ales în preajma sărbătorilor și nu numai, și să credem în forța
noastră de a deveni și mai buni și mai fericiți și să ne găsim mereu puterea de a transforma acest spirit al Crăciunului în beneficiul nostru. Ne-ar plăcea să fie adus aici lângă noi și din el să găsim o bucățică de rod, să ne bucure și să confecționăm mici podoabe care să ne împrospăteze atmosfera, sufletul și să ne aducă picul acela de fericire. Mâine, la ora 10, vă așteptăm la târgul nostru, care se va ține în sala de sport. Fiecare clasă va avea un stand și câteva lucrușoare făcute cu mâna lor, care sunt întotdeauna de preț și care oferă bucurie celui care vrea să îl cumpere. Lucrăm la niște globuri de Crăciun din hârtie. Pentru aranjamentele de Crăciun, pentru târgul de Crăciun de mâine din sala de sport. Mulțumesc și numele tău, te rog. Adanciana. În momentul ăsta lucrăm la niște globuri din hârtie pentru a le prezenta la târgul de mâine, care va avea loc în sala de sport de la Liceul Teoretic Dan Barbilian. Mulțumesc și numele tău, te rog. Petre Ștefania. Ne aflăm în Liceul Dan Barbilian. Eu sunt directorul liceului, Roxana Ștefănescu, și zilele acestea în Dan Barbilian se desfășoară săptămâna Altfel, în care elevii noștri au fost implicați într-un proiect desfășurat la noi în școală, denumit Arte Re, finanțat de Fundația Acasă în Mușcel. Tema apelului de proiect lansat de Fundația Acasă în Mușcel a fost reciclarea, iar noi ne-am propus în acest proiect, împreună cu echipa noastră, să arătăm cum pot fi refolosite în mod util și creativ obiecte și materiale aflate în gospodărie, deja folosite sau chiar uzate. Copiii au fost implicați împreună cu profesorilor în diverse ateliere în care am ținut să scoatem în evidență cum pot fi utilizate în gospodărie resurse care, deși există, sunt de ceva vreme date uitării, cum ar fi lână, lemnul, materiale, deși căutate și utilizate în industrie, în prezent, însă pe scară scăzută și deși au prețuri ridicate, aceste materiale naturale sunt folosite în viața de zi cu zi din ce în ce mai puțin. Copiii noștri au încercat să ne arate cum pot fi ele utilizate sau reutilizate și probabil că ați mers și ați văzut atelierul nostru unde ei au realizat niște lucruri extraordinar de frumoase care vor fi vândute mâine la târgul nostru de Crăciun. Banii pe care o să-i obținem acolo vor fi folosiți în scopuri caritabile în parte din ei, iar parte din ei vor fi utilizați pentru dezvoltarea și promovarea în continuare a altor proiecte de acest gen.